Una dintre, cele mai, uh, una dintre cele mai problematice și greu de gestionat stări în care poate un om să se găsească, sau situații în care un om se poate găsi, este aceea în care este respins. Probabil că este unul dintre cele mai neplăcute sentimente și stări pe care le poți experimenta în viață: să fii respins. Dar vedeți, dumneavoastră, respingerea în sine uh, e un subiect foarte vast și complex. Dacă vreți, am putea defini respingerea ca un fel de armă. Este o armă prin care unii se apără, și este în același timp, poate să fie o armă prin care alții atacă și produc foarte multe răni. Respingerea, vreau să știți că poate să aibă uneori o conotație pozitivă în ideea în care. În viața ta ai o persoană sau în anturajul tău, în cercul tău, uh, ai o persoană foarte posesivă, agresivă, uneori, săcuietoare, care efectiv uh, uh, nu face nimic altceva decât să îți producă în fiecare zi stres și agitație. Și atunci, arma naturală pe care tu o folosești este păstrarea unei distanțe, chiar dacă se numește respingere de către unii sau alții. Într-un fel, dragii mei, respingerea uneori este o formă de apărare. Repet, în situațiile în care sunt oameni egoiști, oameni posesivi, oameni uh, care nu interesează decât ca ei să aibă satisfacția asupra ta. Și în cazul acesta, respingerea este o formă de apărare. E o armă, dacă vreți, de apărare. Dar, pe de altă parte, respingerea, dragii mei, poate să fie o armă prin care să atacăm oameni și prin care noi să fim atacați. Și vreau să mă focusez în această zi pe partea aceasta, pe această respingere pe care, unii noi, ca oameni, o experimentăm în viață, dureroasă în minte. Și nu-i nimic mai greu decât să fii respins nu de oameni cu care nu prea ai multe interacțiuni. Înțeleg că poți să fii respins de către patron, că e un om mai dur și nu te place. Înțeleg că poate la școală, în un anumit anturaj în care nu, te, nu ești acceptat. Dar cea mai grea și dureroasă și greu de gestionată situația respingerii este atunci când tu ești respins de oameni pe care îi iubești. Și de oameni care, în mod normal, ar trebui să te iubească și să-ți împărtășească sentimentele. Există, dragi mei, atâtea forme de respingere pe care nu le putem să vedem astăzi. Există, de exemplu, uitați-vă, forme de respingere la nivel etnic. Sunt atâtea conflicte interetnice. Pentru că nu ești cu tare și pentru că sunt de o altă naționalitate, de foarte multe ori există o formă de respingere. Războiul absurd din Iugoslavia, când s-a destrămat fosta Uniune Iugoslavă a fost adus la crime, la atrocități între popoare care până la un anumit timp au convenții bine împreună. Dintr-o dată s-a declanșat o respingere și etnică. Avem masacul de la Srebrenica și multe altele. Au dus la adevărate atrocități în istorie respingerea aceasta etnică. Există forme de respingere mai apoi religioasă. Totul e bine, totul e normal, țin minte conversații pe care le-am purtat cu diferiți oameni la un moment dat, până când m-am prezentat că sunt pastor penticostal și în momentul ăla au căzut dialogul, au murit semnalul. Spoftim și au făcut de lucru și au plecat. Până acolo, domne, voa, ce fain, îmi place să discutăm. Când ne-a spus că sunt pastor penticostal? Să la curentul. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, există încă adânc uh, întipărite forme de respingere religioasă. Alte forme de respingere, dar mei, sunt legate de condiția socială. Există oameni care au un fel de clubbing al lor, un fel de, uh, domne, aici sunt numai ăia bogații, aici sunt ăia bine îmbrăcați, ăștia săraci pe la margine, nu ne deranjați. De atât de multe ori, oameni sunt respinși, dragii mei, în societate, pentru că n-au hainele, pentru că n-au mașina, pentru că nu au jobul, pentru că n-au nu știu ce, ce au alții. Și se creează fel și fel de insule de exclusivism care duc la forme de respingere. Dragii mei, asta nu e nimic nou sub soare. Dacă vă veți uita, dragii mei, în istoria biblică, să nu mergem mai departe, însuși Mântuitorul nostru Isus Hristos a fost respins. Și atunci când Dumnezeu și când Biblia tratează subiectul respingerii, dragii mei, Dumnezeu știu ce vorbește. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Isus Hristos că a venit la ei, Și unde a venit? La cine? La săi. Nu vin la străini. O venit în primul rând la poporul lui. Și spune, și ai lui nu l-au primit. L-au respins. Inclusiv, dragii mei, la nivelul familiei, Iisus Hristos este respins. Dacă vă aduceți aminte, spune în Evanghelia după Luca, capitolul 7, că se apropia sărbătoarea corturilor și frații lui au zis că trebuie să dar tu nu duci la Ierusalim. Nu mă duc. du te la Ierusalim. De ce credeți că îl împingeau să meargă spre Ierusalim? Și de ce? Pentru că nici frații lui nu credeau în el și cu alte cuvinte l-au respins. Deci Hristos, dragii mei, a experimentat din plin ce înseamnă respingerea, inclusiv din propria ta familie. De la frații tăi, Apostolul Pavel experimentează respingerea. Te-ai pocăi și tu. Ai venit la biserică. Ai auzit că Dumnezeu e dragoste. Toți au spus pacea Domnului, pocăiește-te. Har Domnului. Și ai venit, și în primele tale luni la biserică. Ești în dragostea din tâi. Și au grijă unii care sunt pompieri să-ți o stingă în biserică. Nu te bagă în seamă, te ignoră, te tratează cu indiferență și unii n-au înțeles că de fapt asta e un mare, un mare păcat. Vă duceți aminte ce spune cuvântul Domnului că Pavel s-a pocuit și omul ăsta s-a pocuit serios. Dramatic, într-adevăr avea un trecut, dar Pavel acum are un prezent nou cu Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului în faptul Apostolului capitolul 9 cu 26 că Pavel vrea să se lipească cu și el, de ucenici. Vrea să vină și el acolo pe lângă ei și o să-ți Biblia la distanță. Să-ți bă, ăsta e ăla, Vedeți cum oamenii te judecă din prisma trecutului, nu din prisma prezentului? Și se pestează atât de tare cu acestea acestor respingeri la nivel de societate, dar culmea este și dureros la nivel de biserică. Poți să fii respins în biserică, poți să fii respins în societate, în familie, poți să întâmpi în diferite forme de respingere. Acum, dragii mei, uh, sunt atâtea situații, repet, de, 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 de respingere în viețile oamenilor, de exemplu, părinți care sunt respinși de copii lor, de propriilor copii. Domne, ai muncit pentru copiii tăi, le-ai asigurat totul și dintr-o dată când au ajuns ei pe picioarele lor, mă rog, că tu i-ai ajutat să ajungă pe picioarele lor, dintr-o dată nu mai au nevoie de tine. Am, am mediat atâtea situații în slujba pastorală în anii aceștia, a trebuit să mediez, nu știu câte am reușit, vreau să vă spun sincer, pentru că la un moment dat copiii au devenit foarte nerecunoscători față de părinți. Și părinții au experimentat un sentiment puternic de respingere. Eu cred că nu-i nimic mai dureros decât să-ți dăruiești, să te sacrifici, să sacrifici viața, sănătatea, uh, anii pentru cineva și omul a într bună zi să spună, știi ceva, ok, lasă-mă în pace. Eu zis, țin minte și acum o replică pe care a zis -o un, un, adolescent, unui tată, un prieten de-a meu, zis, zice, eu dorește zice, și mi-a zis, -mi zis, -mi zis băiatul meu, zice, tată, dăm bani și lasă-mă în pace. Asta e tot ce poți să faci pentru mine. Dacă vrei, dacă mă iubești, dă bani și lasă-mă în pace. Adică am nevoie de banii tăi, nu de sfaturile tale. Și asta sunt forme dureroase de respingere. Acum, dragii mei, există forme de respingere în familie. La un moment dat, a fost paradisul pe pământ, într-o familie. Și sunt un întâmplat o situație în care, dintr-o dată, se întâmplă crize, situații în care el și cu ea nu se mai înțeleg. Și de foarte multe ori, dragii mei, există oameni care suferă puternic pentru că sunt respinși de partenerul lor de viață. Și asta este o formă dureroasă Gândiți-vă la copiii noștri, dragii mei, care merg la școli. Și există foarte mulți, ascultați-mă, să nu credeți că există safe heaven, cum să zice, că domne, este locuri ideal în care nu se întâmplă nimic. Vreau să vă spun ceva, să nu cumva să vă faceți iluzii că la școli creștine, dacă se numesc creștine, nu se întâmplă situații uh, care nu sunt la locul lor. Nimeni, dragii mei, sub pământul ăsta nu e în siguranță, pe pământul ăsta. Există copii, ascultați-mă, care experimentează forme de bullying, de, de hărțuire puternice. Copii respinși. Copii respinși, ascultați-mă, și dacă noi, ca părinți, nu știm uneori să știm să -i, de vorba e să-i descoși să stai de vorbă cu ei, să le putea să se închide și mai tare, să trăiască adevărate drame. Există copii. Rata depresiei, atenție, la adolescenți, în, din medii școlare, e tot mai mare. Pentru că oamenii sunt respinși. Copii abandonați. Îmi aduc aminte că în urmă cu ceva timp uh, cineva m-a contactat și am avut câteva întâlniri cu el și uh, trebuie să-l ajut spiritual și țin minte că, uh, domne m-a cu, tele cu, cu telefoanele. Frate, păstor, dar nu uitați de mine. Bă, nu uit, ok, am stabilit că vin, vin. Frate, dar să nu mă uitați, frate, dar să nu mă abandonați. Bă, m-am speriat, bă, zic, dar am o reputație asta, m-am început să mă întreb, Domnul ceva cu mine. Dom'le, l-am întrebat a treia zic, vin în coaș, Bomle zic, uh, tu crezi că nu vreau să te ajut, dacă ți-am spus că vin, vin. Dom'le, îmi uh, abneam o întâlnire, dar frate, așa e că veniți, așa e că nu mă uitați. Păi ce e cu omul ăsta? Și am zis, bă, vin în coaș. Vreau să întreb ceva, bă, ce cu tine? Tu, tu ai impresia că eu nu vreau să te ajut sau ce? A zis, frate Dorel, iartă-mă, am uitat să spun un detaliu. Eu am crescut la casa de copii. Eu am fost aruncată de către părinții mei. Eu am fost abandonat. Și mă lupt de atunci cu sentimentul ăsta la respingere. Și am impresia de foarte multor ori că oamenii nu mă vor. Te rog să mă ierți. Respingerile dragii mei, sunt situații de viață. Aveți să nu uităm în cuvântul Domnului astăzi, pentru că un om mare lui Dumnezeu, pe nume Samuel, la un moment dat, oamenii nu mai vor. Și o situație în care vreau să vedem astăzi, ok, ce alegeri avem de făcut când oamenii nu te mai vor, când oamenii te resping. Hai să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, câteva principii care cred că sunt importante. Repet, asta e din postura unor oameni care se examinează bine, care realizează că au făcut tot ce ține de ei și care în același timp sunt respinși. Ce faci, ok, când oamenii nu te mai vor? Primul lucru pe care vreau să subliniez din textul acesta, Ascultă-mă. Trebuie să acționezi spiritual, nu să reacționezi emoțional. Dacă există un, 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 un lucru pe care trebuie să-l faci, ascultă-mă ce spun și te rog în numele lui Isus Hristos, pentru că vreau să învățăm astăzi de la un om care a fost respins pe nume și nu oricine, Samuel. O figură proeminentă spirituală în istoria poporului evreu. Și cu toate acestea e o vreme când s se respins, când oamenii nu mai vor. Ascultă-mă, trebuie să acționezi spiritual și să nu reacționezi emoțional. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit bătrânii, reprezentanții da? poporului, o venit la Samuel și au zis, Samuel, știi ceva, uh, noi ne-am gândit, tu ești bătrân, prunci nu scalcă pe urme, auzi, dă-ne un împărat. Vrem să ne pui un împărat, îți mulțumim, dar de aici încolo vrem să Vrem să ne lași în pace cu alte cuvinte și vrem noi să mergem mai departe pe picioarele noastre. Noi vrem altceva. Nu te mai vrem pe tine cu alte cuvinte tradus ca masă înseamnă, cu subtitrare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în versetul, în versetul 8, capitolul 8 cu versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Samuel 8 cu 6, Samuel, auziți? Pentru că asta simți. Samuel zice Biblia că n-a văzut ce? Cu plăcere. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat, cu alte cuvinte, bă, nu mai avem nevoie de tine, lasă-ne în pace, ne vrem pe altcineva. În mod normal, ascultă-mă, situația asta e o situație dureroasă. Cum adică când ți-ai investit toată viața, când toată viața ai fost consacrat în a sluji lui Dumnezeu și poporului său și pentru binele poporului și dintr-o dată oamenii vin și zice ceva, zice, noi te mai vrem, vrem altceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, emoțional, zice că lucrul acesta, zice, Samuel nu l-a văzut cu plăcere. Și normal că emoțional Samuel e acolo, dar și ce îmi place de Samuel, și ce vreau să învățăm din atitudinea lui Samuel, este că atunci când oamenii nu te mai vor, atunci când ești respins de oameni, vreau să înțelegi principiul acesta, nu acționa, ascultă-mă, acționează spiritual, nu reacționa emoțional sau instinctual sau cum îți vine, ce mă? Dar nici eu nu vă mai vreau. Dar ce m-am săturat? Dar știi ceva? Dar vreau să plecați din fața mea. Nu zice Samuel asta. Uitați ce face Samuel, dragii mei. În momentul în care acumulezi tensiunea asta a respingerii, Samuel face un lucru cu tensiunea asta, cu dezamăgirea acestea, cu durerea emoțională, cu inima frântă pe care o avut-o convins. Samuel spune Biblia că și ce a făcut. Zice Biblia și Samuel ce a făcut. Uitați-vă, vă rog, ce face Samuel. Acționează spiritual. Nu reacționează, nu le bate obrazul. Bă, dar nu vei rușine. Și ce face Samuel? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel a zis, ok, am înțeles, eu mă duc să vorbesc cu altcineva, nu vorbesc cu voi, că nu știu ce o să scot de pe gură, mai bine tac acum să nu zic ce cred și ce vine în gură, dar auziți, Samuel zice Biblia că s-a dus, acționează spiritual, s-a dus și s-a rugat Domnului. Asta trebuie să faci. Când oamenii nu te mai vor, când experimentezi respingere, probabil în cercul tău de prieteni, în biserică poate, în familie, în relația cu soțul, în relația cu soție, în relația cu copiii tăi, în relația cu rudenile tale, în relația cu oameni și oameni. Ascultă-mă ce spun. Nu reacționa emoțional, ci ascultă-mă, acționează spiritual. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Samuel spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că se duce și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Asta face. Și e foarte important să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar ascultă-mă, e la fel de important să-L asculți pe Dumnezeu. Pentru că există foarte mulți oameni care tac, nu zic nimic, reacționează bine în, în prima etapă, dar și ce fac? Să duc înaintea lui Dumnezeu, cu clocotul și cu frustrarea și spune, Doamne, ai văzut ce mi-a făcut, uite ce a făcut ăștia. Și tu nu stai să asculți ce spune Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu, dar ascultă-mă, ascultă-L pe Dumnezeu. Ascultă-L pe Dumnezeu. Vă duceți aminte Luca capitolul 9 de la 51 la 56 când Iisus Hristos trimite ucenicii lui prin satele samaritenilor să-i pregătească un loc în care să, să nopteze, să se odihnească și să ducă acolo frații noștri ucenici și spune, bă, uite, învățătorul nostru vrea un loc de cazare la pensiune. Și au zis să-i samaritenii, ce? Iudeu? Noi nu-l primim. Și-au venit Ioan și cu fi fiii tu de și-au zis, învățătorule, vai, vin încă Te-au respins ăștia? Pă noi, mă! o să știi ceva? Să cadă foc din cer, vrei să poruncim? Nu asta îți vine și să cer tot foc când cineva te respinge. Judecata Domnului. și a zis Hristos, tu nu știi de ce. Ascultă-mă, când reacționezi emoțional, când spui ce-ți vine la gură, tu știi de ce Duh ești călăuzită. Au fost atâtea situații. Știu că probabil nu mă pun într-o postură confortabilă în fața dumneavoastră în dimineața asta. Dar au fost situații când Duhul lui Dumnezeu nu m-a călăuzit. Când am reacționat. Când mi-a venit și mie ca lui Ioan, mă, dar și lui Ioan i-a venit, că se rămâne cu dragoste și cu iubire, dar eu voi și eu foc câteodată. Și ăștia cu iubirea, cu pacea Domnului. Și ăștia vor tunete câteodată. Și Iisus Dumnezeu spune și eu ceva. Tu nu știi de ce duc ești? Călăuzit. Când oamenii nu te mai vor, când ești experimentezi respingerea, ascultă-mă ce spun astăzi. Vreau să învățăm de la un um, mare om al lui Dumnezeu, pe nume Samuel. Nu reacționa emoțional, ci acționează spiritual. rogă stai de vorbă cu Dumnezeu. Jimmy Evans e unul dintre pastorii pe care I ascult, pe care, a căror cărți le-am citit. E unul dintre cei mai mari experți în consiliere, în, în, terapie spirituală. Și omul ăsta a zis o chestie. Au zis, cu 20 ceva de ani în urmă, am ajuns păstor într-o biserică din America, din Texas. Și au zis, totul a fost faină, biserica m-a primit frumos, frații m-au primit frumos, dar în bordul de conducere la bisericii era un frate, bă, un ghimpe, Ăsta nu, mi-a spus pe față că nu mă vrea. Nu vrea să dea de vorbă cu mine, mă evita. Și-o zis acum, eu, făcând psihologie, făcând consiliere, făcând terapie, m-am gândit la metode, cum să-l îmbunez. L-am complimentat, nu a mers. Tot acru și murător a fost cu mine. Am încercat cumva să pun presiune pe el, să responsabilizez, să-l duc în fața comitetului. Domne, orice făceam, nu făceam bine. Și o zis, atât de nervos am fost pe el, încât mă tot gândeam cum să-l pun sub disciplină, cum să-l mai exclu, ce să fac cu el. Și în cei din urmă spune Jim Evans, spre rușinea mea, ultima dată m-am dus la Dumnezeu. În loc să stau prima dată de vorbă cu Dumnezeu, eu am ultima dată, am luat din cărțile mele, din studiile mele, cum să fac, eu îl înțeleg, pun cum și Jimmy zis, Jimmy ce spune omul ăsta? M-a marcat mult. A zis, într-o zi, am zis, ok, gata. Doamne, ce să fac cu omul ăsta? Doamne, nu mai am pace cu el. Doamne, totul e bine, dar ascultați-mă, poți să ai 400 de oameni, 1000 de oameni, dacă vezi că unul în fața cu o să la tine, nu mă lăpăl al vezi. Și-a zis, Jimmy Evans, eram epuizat. Și-am zis, M-am dus, m-am prăbușit înainte lui Dumnezeu zis, Doamne, ce să mai fac cu omul ăsta? Nu mai știu. Doamne, fă ceva, Doamne, ajută-mă. <gri> și o zis: povestește Jimmy Evans când timp ce se ruga. A avut o vedenie din partea lui Dumnezeu. Și în vedenia aceasta, știți ce a văzut? A văzut o scenă din copilăria acestui frate. El a să ca tată un pastor foarte dur și aspru. Nu numai tată, dar și păstor aspru, dur. Și a zis, am văzut o scenă în care el undeva la 10-11 ani era efectiv bătut în ultimul hal de către Și încerca să se apere. Asta mi-a arătat Dumnezeu din copilăria lui. Din momentul ăla, zis Jimmy Evans, din momentul ăla n-am mai avut nicio problemă cu omul de ce? Pentru că am văzut ceva ce nu vedeam de obicei. Nu m-am împăcai okay, niciodată că nu m-au suportat. Am încercat tot ce am putut. Nu a mers. Dar au zis știi, ceva. Nu m-a mai afectat. Pentru că Dumnezeu mi-a dat niște informații prin care am înțeles. Ok, omul ăsta are traume din. Vedeți, lumea asta ne judecăm oameni după prezent, neștiind ce bagaj au în trecutul lor. Habar nu avem unii prin ce au trecut, cu ce se confruntă. De-aia, ascultă-mă. Acționează spiritual, vorbește cu Când ești respins de oameni, acționează spiritual, rogă-te nu reacționezi emoțional că nu rezolvi nimic, din potrivă amplifici. 2. Ce să faci când oamenii nu te mai vor? Uh, trebuie mai apoi să vezi, ascultă-mă, adevărata problemă din spatele pretextelor invocate. Trebuie întotdeauna, ascultă-mă, să nu te potignești, să nu rămâi la pretextele pe care ei ți le dau. Pentru că de foarte multe ori oamenii te resping și îți invocă anumite pretexte. Ascultă-mă, niciodată să te oprești la pretexte, ci întotdeauna trebuie să cauți adevărata problemă. Ok, care-i pretextul invocat de oamenii ăștia? O venit, zice Biblia, la Samuel, o venit bătrânii poporului la Samuel și au zis uh, Samuel, uh, hai încoci, măi, noi te iubim tare mult, ești tare drag, dar știi ceva, tu ești bătrân acum. Și odată ești bătrân, doi la mână, uh, Samuel, pruncii tăi, tu vezi ce fac. Și oamenii ăștia, auziți, auziți, oamenii ăștia sub pretextul ăsta au venit la Samuel să-i spună cu alte cuvinte, nu, no, dă-te la o parte că noi vrem să... De fapt, care e adevărata lor intenție? Care era adevărata lor problemă? Adevărata lor preocupare nu era faptul că Samuel era bătrân și copilul nu-i calcă pe urme. Adevărata lor problemă, ascultați-mă, nu era criza de leadership. Adevărata lor preocupare și problemă, știți care era? Domnule, noi vrem un împărat ca cine? Ca cine? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5. 1 Samuel 8,5 cu 5. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Ăsta e pretextul. Acum pune un împărat peste noi ca să ne judece cum au cine. Ne vrem ca lumea. Noi nu mai vrem să ne conducă Dumnezeu prin tine. Noi nu mai vrem să, să fim conduși de Dumnezeu prin tine Noi vrem să fim conduși ca lumea Noi vrem ceva lumesc Asta e ideea Acolo e adevărata problemă Ascultă-mă, de foarte multe ori oamenii te resping Dacă ești om al lui Dumnezeu Dacă ești un om cu principii Oamenii te vor respinge Vor invoca pretexte Dar ascultă-mă, nu rămâi niciodată la pretexte adevărata problemă Oamenii ăștia erau că erau firești Erau oameni firești Vreau ce? Vreau să fie ca lumea Vreau să aibă ce are lumea și atunci, știi ce este Samuel între ei și dorința lor? Un impediment. Că îi trebuie dat la o parte. Și au zis, dacă nu te schimb, te schimbăm. Cam asta e ideea. Cam asta e ideea, dragii mei. Întotdeauna, dragii mei, va trebui să înțelegem că atunci când există oameni care te resping și o fac în modul acesta, fii atent, ascultă-mă, nu la pretextele lor pe care le invocă. Știi, na, dar ne-am gândit că tu nu, na, tu nu, de fapt, s-ar putea ca adevărata problemă să fie cu totul alta. Ăștia vroiau ca lumea și Samuel nu era ca lumea. Samuel era ca Dumnezeu. Era un om al lui Dumnezeu. Samuel era cu Biblia, ăștia erau cu democrația. Și și Dumnezeu îmi dau seama, dragii mei, că păi pretextul nu era Samuel, pentru că ei nu vin să se consulte cu Samuel, Ei nu vin să spună, Samuel, uite, ești bătrân, uite, copiii tăi au o problemă de comportament, oare ce ar trebui să facem? O zis, nu, eu venit cu soluția direct. Vrem împărat, punct, ca oameni. Eu venit cu soluția. Pentru că oamenii ăștia au ceva fixat în cap, dragii mei. Știți unde e uh, ideea periculoasă aici? Și vreau să fiți foarte atenți în direcția asta. Oameni buni, în momentul în care există oameni care vin, îți invocă anumite pretexte pentru care te resping, asupra ta și asupra mea uneori se pot crea false sentimente de vinovăție. Știți unde e Îngăduiți să folosesc cuvântul poate mai dur, perversitatea acțiunilor lor. Este că oamenii ăștia, într-un mod foarte subtil, te fac pe tine să te simți vinovat de păcatele pe care ei vor să le comită. În ce sens? Eu zis Samuel, din cauza că tu ești bătrân, din cauza că pruncii tăi, auzi, dă-te la o parte că și dă-ne un împărat. Dacă nu ești matur și dacă nu cântărești bine o situație de genul ăsta, ce se poate întâmpla? Să vină asupra ta un sentiment de vinovăție. Și să te confrunți cu un sentiment puternic de vinovăție de care să putea să nu mai scapi. Și chiar să crești din cauza ta. Ați auzit, John, dați-mi voi să vă dau câteva exemple practice. Soțul o înșală pe soție. Și fiți atenți ce face. zice, uh, te-am înșelat, ce? pentru că tu ai fost neglijentă cu mine. Și există situații, ascultați-mă, în care vinovatul reușește ca asupra victimei să plaseze vinovăția. Și ea să învinovățește. Eu nu spun că nu există situații unde e, e și adevărat, dar există atâtea situații în care n-ai nicio treabă. Dar și ce reușește vinovatul? Să plaseze asupra victimei un sentiment de vinovăție. Uh, mai un alt exemplu. El și cu ea discută, da? Îi s-aproape logodit. Și dintr-o dată vine lea și îi spune, știi ceva, uh, nu mai putem fi împreună. Bă, ea s-a e inima acolo, uh, pentru că te-ai schimbat. Tu nu mai ești aceeași. De fapt, el o gosi pe altcineva. Dar vine și-ți aruncă o chestie de genul ăsta și ascultă-mă, Există persoane, există tinere care au intrat în depresie și doi ani de zile nu și mai revenit. Pentru că au crezut că e din cauza lor. Unde au greșit? Pentru că au plasat asupra lor ascultații abuzatorii ăștia un sentiment fals de vinovăție. Uh, Sunt atâtea situații Țin minte că m-am confortat în trecut cu o situație în care cineva a venit și mi-a spus, eram uh, dincolo la, la, la și țin minte că și mi-a spus, frate Dorel, eu plec din biserică, din cauza ta mă duc. Pă, pă frate, am încercat să mă închid biserica, să nu las să iasă, frate, te rog, mai să-mi pun în genul, te rog, nu pleca, dar cu iartă-mă, mă, mă, mă cere tare, dar cu ce... Nu, frate, că tu m-ai neglijat, că tu așa, că nu știu ce. Nu, frate, eu plec, ci din cauza ta mă duc două săptămâni n-am fost bun de nimic. Bă, vă spun să nici oameni buni. Uh, am stat înaintea Domnului, Doamne, pf, cum... Știți? Când cineva plasează asupra ta um, un sentim foarte... Până când după două săptămâni află că fratele s a dus într-un alt loc, că de fapt ăștia l-au pus la învon. Asta vrea el. Amvonita era problema lui, Nu, din toată s-a vindecat. Și de acolo a plecat după un an de zile că și acolo nu l-a pus cu tot trebuit. Nu, no, zic, slavă Domnului că nu-s vinovat. Dar știți, două săptămâni am fost la pământ. Din cauza ta mă duc. Fiți foarte atenți la sentimentele astea, false de vinovăție. Am, am pentru dumneavoastră nădăjduie să fie. Uh, eu sunt uh, puțin așa, dislexic și s-ar putea acum să mai confund stânga cu dreapta. Dar sper că în graficul pe care vreau să vi-l prezintă. Uh, să ne ajute cumva să ne lămurim puțin lucrurile. Uh, mulțumesc. Uh, aici este un grafic uh, făcut de către Jan Orber, un mare om al lui Dumnezeu, uh, legat de vinovăție. E un grafic, grafic simplu prin care poți să te verifici puțin, da? La ce mă refer, da? Uh, în prima parte, îi percepția. Dacă luați așa, pe orizontală, pe verticală, îi percepția. Mă simt vinovat, nu mă simt vinovat. De la stânga la dreapta, pe orizontală, îi, dacă vreți, condiția nevinovat sau vinovat. Și aveți acolo patru cadrane. Vinovăție falsă, condamnare, pace sau orbire. Acum, dacă sunt vinovat și mă simt vinovat, voi experimenta știți ce? Condamnare. Dacă sunt vinovat și mă simt vinovat, voi experimenta condamnare. E un mod a te verifica. 2 dacă mă simt vinovat, dar nu sunt vinovat, voi experimenta stânga, o falsă vinovăție. Există oameni care nu sunt vinovați, dar se simt vinovați, pentru că alții să proiecteze asupra lor asta și o să ai mari probleme. Există apoi o a treia percepție pe care vreau să o înțelegem. Dacă nu sunt vinovat și nu mă simt vinovat, voi experimenta pace. Dacă sunt vinovat, dar nu mă simt vinovat, orbire. Există oameni care sunt vinovați, dar nu se simt vinovați. Ăștia sunt orbiți. Poate n-ar strica din când în când să folosești graficul acesta să te, să te evaluezi. Să vezi dacă cu adevărat vina pe care tu o simți e una de la Dumnezeu, vine ca urmare a unei condamnări la nivelul conștiinței că ai făcut ceva rău și nu e ok, sau cineva a proiectat asupra ta un sentiment de vinovăție. Ascultați-mă ce vreau să facă ea. Poporul bătrânii cu Samuel. Din cauza ta, noi ne trebuie să schimbăm leadership -ul. Dar de fapt nu asta era problema. Și o să vedem imediat de ce. 3. Ce să faci că oamenii te mai vor? Ascultă-mă, trebuie să înțelegi că oamenii uh, nu au o problemă cu tine. Există situații de genul ăsta, ascultă-mă ce spun, oamenii de fapt nu au o problemă cu tine, ci cu cel ce locuiește în tine. Samuel este omul lui Dumnezeu. În Samuel este Duhul lui Dumnezeu, dragii mei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă, zice Pavel, că eu, care e condiția credinciosului? Creștinul autentic. Eu am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci cine trăiește mine? Cine trăiește mine? Hristos. Și acum eu vorbesc, gândesc, acționez precum cine? Precum Hristos, pentru că e în mine. Ascultă-mă, există situații, și vă o să înțelegeți asta, când oamenii te resping și există o capcană puternică în noi cădem și te simți vinovat și nu ai liniște și nu ai pace și o iei personal, bă, ce are cu mine? Ascultă-mă ce spun. De fapt, n-au nimic cu tine personal. Ei au o problemă, știți cu cine? Cu cel ce locuiește în tine, cu Dumnezeu. Pentru că un om păcătos, ascultă-mă, în prezența lui Dumnezeu nu poate să stea cu capul sus. Fie se pocăiește, fie pleacă, fie te respinge. Cum l-au respins pe Hristos, ne vor respinge și pe noi în care locuiește Dumnezeu. Așa că ascultă-mă ce spun, nu o luăm întotdeauna personal. Când sunt oameni care te resping, ascultă-mă din cauza principiilor, din cauza statutului tău spiritual, din cauza faptului că e Dumnezeu în tine, ascultă-mă, n-au nimic personal cu tine. Nu la personal. Foarte multe ori luăm lucrurile pe personal. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? În 1 Samuel capitolul 8 cu versetul cu versetul 7. Domnul a zis lui Samuel, Samuel se duce, Doamne, ce au ăștia cu mine? Doamne, dar ce n-am făcut? Doamne, am postit, m-am rugat, am făcut dreptate, Doamne, am fost cu ei acolo, le-am ajutat. Doamne, ce au cu mine? Și a zis, spune Dumnezeu, hei, Samuel, nu pe tine te leapă, pe, pe cine? Pe cine? Pe mine. Eu o problemă nu cu tine, Samuel, eu o problemă cu mine. Nu pe tine, Samuel, te leapă de cel lea pe Dumnezeu. Așa că ascultă-mă ce spun. Când ești un om integru și ești pocuit și ai caracter și faci voia lui Dumnezeu, nu pe placul oamenilor, dacă o să experimentezi respingere din partea lor, ascultă-mă, n-au ceva cu tine personal, nu mai lua personal, nu mai dramatiza. Din potrivă, fii fericit. Și de ce? Iau de fapt de face cu Dumnezeu. Nu le place Dumnezeu care locuiește în tine. Nu-i vorba de fața ta, nu-i vorba de grimasele tale, nu-i vorba de zâmbetul tău, nu-i vorba de... Ascultă-mă, e vorba că nu-L suportă pe Dumnezeu care locuiește în tine. O Dumnezeu că te Samuel, Samuel, n-au nimic cu tine, cu mine au. Nu mai vor ca eu să domnesc peste ei. Nu tu ești problema. De aceea, dragii mei, nu mai luați lucrurile personal. Pentru că Hristos spune, ferice va fi de voi când din pricina cui? Mia, Oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vă vor, dacă veți respinge. Înțelegeți? Înțelege, nu mai lua personal. Că oamenii te resping și ești pocăi și ești al lui Dumnezeu și va lucra lui Dumnezeu și ești principial, n-au cu tine personal, nu mai lua personal, că de-aia de, -aia, de -aia unii nu suntem buni de nimic, o luăm personal. N-au nimic cu tine. Iau ceva cu Dumnezeu care locuiește în tine. Glorie Domnului! Să locuiască Domnul noi! Ascultați-mă să ne respingă toți oamenii, dar să ne accepte Hristos. Ce să faci când oamenii te mai vor? Patru. Trebuie să te focusezi pe responsabilitățile tale, nu pe rănile tale. Nu, asta e greu. Focusează-te pe responsabilitățile tale, nu pe rănile tale. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, asta mi se pare efectiv fascinant. După ce poporul realizează, bă, am păcătuit. Spune Biblia că Dumnezeu tună și fulgeră la un moment acolo. Vine o ploaie de aia de să Era Rita și Catrina la un loc, s-o sperea toți. Și a zis, bă, am păcătuit. Mă, nu am păcătuit, ce am făcut? Am păcătuit. Și s-a dus la Samuel, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum, dragii mei, când poporul vine la Samuel, foarte interesant pasajul ăsta, când poporul vine la Samuel, ce o zice Samuel? O zis, Samuel, roagă-te pentru noi, am păcătuit, iartă-ne, la toate păcatele pe care le-am făcut, am mai făcut și el să cerem un părat, iartă, pune ce și roagă-te pentru noi. Și eu, Samuel, rugați-vă voi, mă. Nu mă mai vezi judecător, treaba voastră, deci încă o rugați-vă. Și ce zice Samuel? Bă, vă știți cum am simțit, mă? vă știți cum m-ați mie să mă simt. Și începe el, știți, și începe ea cu inima lui, cum l-a durut, că l-a rănit. Tată, bă, m-a distrus, m-a nenorocit. Bă, eu care am. Și în loc să le bată obrazul și să spună cum s-a simțit el, și ce spune Samuel? Samuel, ascultați-mă, alege să se uite la rănile care le-au făcut oamenii ăștia. Și alege să se uite și la cele responsabilități care le are asupra lor. Și o zis Samuel așa, o chestie. Doamne, dacă am înțelege, o, o zis Samuel. Vă rog să proiectați, vă rog, versetul uh, 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 23. Ăsta e un verset care de o săptămână mă, mă mișcă. Departe, iarăși, de mine, ce să fac? Să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Când te supără careva, mă când te respinge, când spune, lasă-mă în pace, nu mai vreau să am de face cu tine, lasă-mă în pace. Și că este primul lucru pe care le facem noi instinctual. Nu au știu ceva, las că eu mă mai rog pentru tine, nu mai postez, că vezi, du-te tu la altul. Samuel, ascultați, când te focusezi pe rănile tale, vei înceta să te mai rogi când vei privi la responsabilitățile tale, ce face Samuel Samuel? Bă, chiar dacă nu sunt mai judecător peste voi, știți ceva? Eu n-am să încetez să mă rog pentru voi. Pentru că dacă eu încetez să mă rog pentru voi, păcătuiesc. Când ai avut mustrări de conștiință, când cineva te o bajocorit, te-a umilit, te-a respins, te-a făcut praf și ai spus, nu mă mai rog, Doamne. Când ai perceput refuzul de a mai ruga pentru omul ăla pe un păcat? Nu ni se pare normalitate. Samuel zice, ferească-mă Dumnezeu să păcătuiesc, să încetez să mă rog pentru voi. Ok, poate că nu mai avem aceeași relație, dar atenție, responsabilitatea mea vei exercita. Mă voi ruga pentru voi. Mă voi ruga pentru voi. Dragii mei, e foarte important să-ți exerciți această responsabilitate. Um, pentru că dacă nu o facem, din perspectiva aceasta cuvântului Dumnezeu, Biblia ne spune, dragii mei, cuvântul Domnului ne spune că, auziți, noi putem să păcătuim. Bun, aveți, aveți copii, unii deja sunt adolescenți, alții deja sunt la facultate, unii de aici. Alții o să vedeți asta, alții la alții urmează. Să zicem următorul scenariu, da? Crește un copil cu multă iubire, faci sacrificii pentru el, îți aduce, devine adolescent, e la liceu, la facultate. Și la un moment dat vine să-și ceară ceva, dăm bani, dăm ea, dăm telefon, dăm nu știu ce, vreau să-mi cumpăr haine, vreau să mă... Și tu îi spui nu. nu îi, spui, îi, spui, că nu are voie să meargă nu știu unde, îi spui că nu poți să-i dai ceea ce-ți cere, iar el îți va spune, și cum face? Nu te mai iubesc. Te urăsc. Lasă-mă în pace. Și tu vii și bă, lasă-mă în pace, nu vreau să mai vorbesc cu tine. Păi și nu vorbește, că e adolescent. Și are ciur. Ce faci ca părinte? Ce faci ca părinte? Bă, nu rușine, mă. Bă, mi distrus inima, mă. Și primul instinct, ascultați-mă, ca părinții, când ai investit toată viața într-un copil, te-ai sacrificat nedorminos pentru el primul lucru te doare inima. Și îți vine, ascultați-mă, să te retragi din viața lui și să pui mâna la inimă, să te gândești la rănile tale toată ziua. Ai trei posibilități ca părinte. Te retragi? Nu. No, da? Știi ceva? Lasă-mă în pace. Cu mine nu mai vorbește. Fă să treaba ta. Gata, am terminat-o. Tu ca părinte. Pentru că te focusezi pe răni. Doi, reacționezi. Are el gură, ai și tu. Bă, dar nu ți-e rușine? Păi, cu mine vorbești, mă, bă, dar eu te-am crescut, dar eu te... bă, dar tu stai în casa mea pe banii mei, tu plătești măchirie, tu plătești curent, tu știi că tu ai plătim mă mâncare, nu vin un coș și ai tu. Bă, și când vii tu cu lista, de când s-a născut, i-ai scos bonul fiscal, așa, e dator pe viață. Și spui, lasă-mă în pace, nu mai vorbesc cu tine, spui, nu ți-e rușine, mă. În amândouă situații, ascultă-mă, l pierdut. Și asta nu o spune, eu spunea Timothy Keller, lui lui Dumnezeu. 45 de ani de experiență în domeniul ăsta pastoral și în consiliere. Sau ai treia opțiune. Și ce faci? Rămâi lângă el. Dragul mami, dragul tati, ascultă-mă. Poți să te enervezi, poți să te crizezi. Ascultă-mă, eu nu plec nicărie. Tu ești aici, când îți trece vorbim. Nu pot să-ți dau pentru că te iubesc. Știu că nu-ți fac, da, nu, știu că nu-ți face bine telefonul sau nu-ți face bine aia. dacă îți cumpăr acum mașina la 18 ani, acolo vrei tu, BMW-ul, la muncește. Nu că vreau. Ascultă-mă. Eu sunt aici, ușa mea e deschisă, Domnul să-i binecuvânteze. Se enervează, trântește ușile. Dar ascultă-mă. Vreau să trec pe ultimul punct. Am cinci azi, iertați-mă. S-ar putea să nu mai vreți să mă respingeți astăzi. Pentru că vreau să fac tranziția spre ultima idee. Când oamenii te mai vor, ascultă-mă, trebuie să te lupți să păstrezi relația, chiar dacă raporturile se mai schimbă. Încearcă să păstrezi relația, chiar dacă raporturile se schimbă. Bun. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în 1 Samuel, capitolul 12, cu 23. După ce Samuel spune, ok, ascultați oameni buni, eu mă voi ruga în continuare pentru voi, nu vreau să păcătuiesc înaintea Domnului, dar și ce spune? Vă voi învăța, auziți? Nu mă, mă la Saul să vă învețe el acum. Vă trebuie pe Saul? Nu am mergeți la el. La casa mea să nu vă mai primi. La mine să mai veniți la prorocie, că nu vă mai nicio prorocie pe niciunul. La mine când o să fie copiii voștri bolnavi, la mine să nu veniți să vă fac ungerea cu un lemn, că la mine e ușa închise, punct. Vă trebuie, luați, mes la Saul. Aveți probleme? La Saul. Te ceri cu nevasta, du-te la Saul. La mine nu mai vii. Nu. Și ce -și spune, uh, și -și spune Samuel? Oameni buni, nu numai că mă voi ruga pentru voi în continuare, dar auziți, vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Ce face, ce face de fapt aici, Oameni buni? Ce face Samuel? Ce și ce face? încearcă să păstreze o relație cu oamenii ăștia, cu poporul ăsta, chiar dacă raporturile dintre el și popor se schimbă, chiar dacă nu e mai judecător, chiar dacă nu mai are atribuții politice, chiar dacă nu mai are atribuții administrative, chiar dacă nu mai are atribuții organizatorice. Și ce spune Samuel? Ok, raporturile dintre noi se schimbă, dar eu vreau să mă lupt pentru un lucru. Vreau să păstrăm relația. Vreau să vorbea românească să las o ușă de bună ziua, deschisă. Ex există riscul ăsta, ascultă-mă, să fii. Există riscul să fii respins de oameni, da? Există o probabilitate mare în raportul dintre oameni, dar ascultă-mă, încearcă, încearcă, luptă-te să păstrezi relația, chiar dacă raporturile se schimbă. M-am gândit de foarte multe ori și cred că v-am mai spus în biserică la, la imaginea aceea cu fiul risipitor, care pleacă de acasă și o tată, și ceva. Nu te mai vreau. Lasă-mă să mă duc în lumea largă și s-o dus. Practic, fiul îl respinge pe tată aici. Dăm parte care mi se cuvine. Știți toate interpretările că numai după moarte puteai să ceri vera, Nu mă, mi-o doar acum, nu mă interesează. Îl respinge tatăl. Și totuși, când ăsta e la pământ, când nu mai are ce să mănânce, când e falit, se întoarce unde? Unde se întoarce? Acasă. De ce? Știți de ce se întoarce acasă? Pentru că atunci când o pleca de acasă, deși o rupt inima lui taică, s deși o frânt inima, tată s-o sfer convins că eu zis, dragul meu, ascultă-mă, nu-s de acord cu decizia ta, nu-s de acord cu felul în care te comporți, dar ascultă-mă, ușa mea e deschisă, oricând te întorci. Eu te aștept acasă. Îți atâția copii, atâția copii re rebeli, care o sfânt inima tatălui, care și-au respins părinții. Și părinții au reacționat emoțional și au zis, Bă, știi ceva, la ușa mea, în viac. Tu la mine acasă sunt e mai primă. Ușa pentru tine în viac, dacă te duci acum, fii atent, dacă te duci, ușa asta în viac nu se mai deschide pentru tine. Și s-ar putea copilul tău să aibă un moment că Dumnezeu îl cercetează uneori la porci, la roșcove, s-ar întoarce acasă. E primul loc în care s-ar întoarce. Știi de ce nu o faci? Pentru că ai distrus relația cu el. Pentru că ai trântit ușa și ai spus, bă, ascultă aici, dacă te mai prind aici, cum e terminat -o? Ușa asta e închisă pentru totdeauna. Știți de ce s-au stricat atâtea relații? Pentru că am fost ultimatum. Dacă nu faci asta, cum e terminat-o? Dar în viac la mine să nu mai vii. Și au rămas cu chestia aia, în viață. Și ce îmi place la Samuel? Nu l-au mai vrut judecător. L-au respins oamenii. Dar Samuel să lupte să păstreze relația. Păi, să fie bine între noi. Să fie între noi, ok. Ascultați-mă, mă voi ruga pentru voi? Chiar dacă nu o să vă mai conduc eu, mă voi ruga pentru voi. Și știți ceva? Dacă aveți nevoie de sfat, veniți la mine, pentru că cu dragă inimă vă vorbesc, cu dragă inimă mă rog pentru voi, cu dragă inimă vreau să vă învăț din Biblie, dacă vreți studiu biblic, veniți la mine, vă aștept. Și dacă vă veți uita, dragii mei, până când moare Samuel, este iubit de popor, e regretat de popor, pentru că oamenii ăștia de ce respins, Samuel acționa diferit. Dragii mei, astea sunt câteva lucruri pe care le poți să le faci când oamenii te mai vor nu acționa spiritual, ci reacționează, nu, 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 reacționa emoțional, ci acționează spiritual. Trebuie să vezi adevărata problemă, nu pretexte neinvocate. Mai apoi, trebuie să înțelegi că oamenii nu au o problemă neapărat cu tine, ei au o problemă cu cel care locuiește în tine, cu Dumnezeu, că nu suportă pe Dumnezeu, de unde te suportă pe tine. Te repet, n-au nimic personal cu tine. Nu mai lua personal de atâtea ori. Trebuie mai apoi, ascultă-mă, să te focusezi pe responsabilitățile tale, nu pe rănile tale. Poți să spui, bă, cum mă simt sau ce am de făcut. E o mare diferență. Te concentrezi pe ce mă, cum mă simt eu, tu știi cum am simțit, tu știi cum am simțit frate, tu știi cum mi-a spus asta, tu știi cum m a respins, tu știi cum mi-a spus să plec, tu știi cum am simțit. Știu! Și e unul care știe mai bine decât noi toți, ăsta e Hristos care a fost respins și disprețuit. Dar Hristos, dragii mei, nu s-a focusat pe rănile lui, ci pe responsabilitățile lui. Eu tot să mă duc să duc crucea asta, să mă urc pe cruce, pentru că oamenii ăștia trebuie să fie mântuiți. Oameni buni, ascultați-mă, sunt mai apoi lucruri pe care trebuie să înțelegi. Trebuie să te lupți să păstrezi relația, chiar dacă raporturile sunt, chiar dacă nu te mai vor așa cum a fost înainte. Încearcă cât poți, cât ține de tine să trăiești în pace, să salvezi o relație, chiar dacă nu un termen în care a fost probabil înainte. Luptă-te să păstrezi relația. Când oamenii te mai vor, luptă-te pentru asta. în, nu urmă cu câțiva ani de zile la cabinetul unul dintre cei mai mari medici chirurgi din America, plasticieni. Ăștia fac bani o grămadă, operații estetice. La cabinetul doctorului Maxul Maltz a venit o femeie nu avea programare, dă zis asistentă. aveți programare? Nu. La ăsta veneau vedete de la Hollywood, oameni importanți, botox, chestii, să se întinerească cu 20 de ani cam ăștia erau clienții lui și au zis dintr-o dată vine asistenta și spune domnul doctor, zice, e o femeie, o săracă în fine, O zis că nu pleacă până când stă de vorbă cu tine bine las-o până la urmă că pleacă ea și-o stat aia vă câteva ore până când o termina cu ultimul pacient și povestește doctorul Maxul o ce în cea din urmă o se asistenta, basta, nu pleacă de aici să poliția nu, hai, cheamă-o repede că scapă de ea. Și o vin în cabinet. Și ăsta doctorul zice, eram obosit după nu știu câte ore de lucru, zice, da, doamne, vă rog, spuneți repede cu ce vă pot ajuta. Am văzut o să îmbrăcată sărac la vedeți, și oameni cu bani. Doamne, cu ce vă pot ajuta? La noi e foarte scump aici, nu știu, poate... Nu, nu zice... Uh... Și eu, pun eu o poză pe masă. Zice, mă la poză. aia. Și zice, ce cu ea? Era față unui bărbat complet desfigurată și a zis, ce cu? Zice, ăsta e soțul meu. A, zice, soțul meu, cu doi ani de zile în urmă, când au ajuns la casa părinților lui, au găsit casa în flăcări. Nici nu erau venite poliția, nici pompierii și au zis, o -a intrat în casă, o -a intrat disperat să își salveze tata și mama a încercat pentru că nu au reușit, pentru că părinții lui deja erau morți prin asfixiere. Am încercat să-i scoată afară și la un moment dat, zice, s a prăbușit o parte din casă și au fost ars, cum totul îi pars pe mâini, dar fața e distrusă, e cea mai mare problemă. ce zice, când am auzit un astfel de caz, zice, m-am liniștit, m-am pus pe scaun, m-am uitat, m-am doamne, stați puțin, stați, stați, stați. M-am gândit, am fost crescut și o biserică de mic, o zi, dar nu prea mai aveam cu biserică. Mă, totuși, poate o faptă bună. Hai să... Doamne, ascultați-mă, zice, uh, vă ajut, fiți liniștită, spuneți-i soțului dumneavoastră că-l ajut și ascultați-mă, eu mă pricep, o să-i fac fața din nou perfectă. Pot, fiți liniștită. duceți-vă, spune, nu, 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 domnul doctor, nu, nu, nu. Pe cum, nu vă bucurați, cum nu? Eu n-am venit pentru asta. Eu am venit să vă arăt fotografia soțului meu pentru că vreau să îmi faceți fața ca lui. Ce să fac? Vreau să-mi desfigurați fața pentru o procedură, nu știu, chirurgicală, dar vreau să arate exact ca lui. Doamnă, stai, 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 cum adică? O zis, de doi ani de zile de când soțul meu a suferit trauma asta, șocul ăsta, problema asta, nu, doctor, s închis în el, sunt izolat. Nu mai să de vorbă cu mine, nu mai să de vorbă cu copiii s -o închis în casă, stă într-o cameră cu ușa încuiată. Atâta doar îi pun mâncarea, nu iese din cameră de un an și ceva nu iese din cameră. Îi duc mâncarea la, lângă ușă și nici măcar nu vrea să mă vadă. Îs disperată. De un an de zi nu vorbesc cu soțul meu decât așa, pe, pe sub ușă mai mult. Pentru că nu vrea să stea de, nu vrea să stea de vorbă cu mine. Au zis că nu mai suportă nimeni să-l vadă în halul ăsta. Și zis, domnul doctor, m-am gândit că Știți, eu îmi iubesc mult soțul. A zis, chiar dacă mă respinge și chiar dacă nu vreau, m-am gândit că dacă o să arat ca el, mă gândesc că poate să o deschide de ușa într-o zi și o să fie din nou împreună, cu, o să fim din nou familie. Eu vreau să stau de vorbă, eu vreau să, am, eu vreau să -și și cu soțul meu. Domnul doctor, vă rog, ajutați-mă. Doctorul a zis, uh, ok, stai aici, cu ce ai venit? Uh, păi, vii cu mine. Eu zic la asistentă, anulează tot ce mai am uh, și până mâine nu mă interesează. Vezi că trebuie să plec undeva. Am luat-o pe doamna aia mașină. doamna unde este soțul dumneavoastră? M-am dus vreo trei ore cu mașina până la oamenii ăștia acasă. M-am dus, zic, unde e soțul tău? Să acolo, în camera aia de sus. M-am dus, ce am bătut la ușă. Domnule, ascultați-mă, zice. Sunt doctorul Maxwell Maltz, sunt unul dintre cei mai buni, nu vreau să mă sunt cei mai buni medici chirurgi, plasticieni din, din, țara asta. Domnule doctor, vreau să vă spun că vreau, am venit să vă ajut. Am venit să vă ajut, vă pot, vă pot reconstitui fața, vă pot face să arătați din nou perfect cum a fost înainte. Domnul doctor, o zic, domnul, domnule zice, zic doctorul, vă rog deschideți ușa că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Nimic. O bătut la ușă de câte vor, nici un cuvânt. O zis, omule, tu nu înțelegi, am lăsat jobul, mi-am lăsat clienții, mi-am lăsat afacerea. am venit până aici, trei ore, am condus, vreau să stau de văzut, ieși mă afară că vreau să te ajut, tu nu înțelegi. Niciun răspuns. Și a zis, păi ascultă aici. Soția ta a venit astăzi la mine la cabineta. trei ore zicea. așa. Soția ta a venit la mine la cabinet astăzi și mi-a spus că vrea să-i disfigurez fața, să arate exact ca a ta, că vrea să stea de vorbă. Bă, tu înțelegi cât de mult te iubește femeia asta? Bă, tu înțelegi? Și după ce au spus asta, o zis, după vreo minut, s-a deschis ușa și a ieșit. Plângea, era terminat. Și au am reușit să fac operația ce am reușit uh, să să reconstitui fața. Oamenii așa zis domnul împreună, dar a zis, ceea ce m-a marcat, ceea ce m-a marcat a fost iubirea acestei femei. E ceva ce n-am mai văzut. Vedeți, dumneavoastră, pentru că sunt oameni care se luptă să păstreze o relație chiar dacă sunt respinși uneori. Ce faci? Tot ce se de tine. Hai să ne căm în picioare. Pentru că vreau să ne rugăm Domnului astăzi. să ar putea să experimentez multiple forme de respingere. Nu, nu Ascultă-mă, nu, nu, știu, nu, nu știu în sub ce formă ai simțit respingerea, probabil în ultim. Te... Poate, dar știți, cel mai dureros să ai de la oameni pe care îi iubești. Samuel, ascultați-mă, Samuel e omul care îi place să stea lângă popor. E omul din popor, e omul care stă lângă popor și cu toate acestea, la un moment dat, oamenii nu mai vor. S-ar putea, ascultă-mă, ca, în casa ta să experimentezi respingere. S-ar putea ca din partea copiilor tăi să experimentezi o anumită formă de respingere. S-ar putea ca din partea fraților tăi de trup să experimentezi o respingere. Poate că e o chestie de partaj, poate că nu știu, de atunci nu mai, și nu mai vor să stai de vorbă cu tine. Poate că chestia, ascultă-mă, relația poate e cel mai bun prieten al tău și, și o formă de respingere. Poate că, ascultă-mă, cel mai doreroasă formă de respingere de zi, din partea celor pe care iubești. Dar în această zi, dragii mei, a învățat de la un om respins, de la un om pe care nu l a mai văzut oamenii, care culme au făcut tot ce au făcut de el ca să ajute. Și cu toate acestea, eu zic care oamenii nu mai vor. În toate momentele acestea, dragii mei, a învățat ceva din scriptură. Ce să facem? Așa să vin înaintea Domnului în această zi. Vino cu durerea ta, vino cu respingerea. Știi de ce? Pentru că primul lucru pe care l-a făcut Samuel, când Domnul a spus, bă, nu mai avem nevoie de tine, primul lucru pe care Samuel a fost, nu a fost să le bată obrazul, nu a fost să certe cu ei. Primul lucru pe care Samuel a făcut și ce a fost. Samuel eu, zice Biblia, că s-a dus înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat. Și ascultă-mă, când te rogi, Dumnezeu îți vorbește. Și Dumnezeu l-a liniștit pe Samuel și a spus, Samuel, tu înțelegi că sunt alte implicații. Ascultă-mă, nu e vorba de tine, e vorba de mine, de fapt, Samuel. Tu ai făcut un lucru bun. De deci, a fi liniștit. Nu mai avea false sentimente de inovăție. Nu crede pretexte pe care le-ai invocat. -te. Nu e vorba din cauza ta. Nu e vorba din cauza vârstei tale, a copiilor tăi. De fapt, ei nu mă vor pe mine. Fi liniștit, Samuel. Și de aia, Samuel, dragii mei, inima vindecată și restaurată. Pentru că atunci când ești respins, experimentezi forme de vinovăție, experimentezi răni emoționale. Te rog în numele Lui Iisus Hristos în această zi, ridică-te din rănile acelea, ridică-te din starea aia de respingere și înțelege un lucru. Chiar dacă oamenii te resping, nu uita un lucru, Hristos te acceptă. În Hristos tu ești acceptat, ești mântuit, ești eliberat. Haide să venim înaintea Domnului în rugăciunea asta. Ai pentru ce să rogi? Să a ușa în față. Ai fost alungat de oameni care te iubesc? pe care ai iubit? Oameni pe care, pentru care te-ai sacrificat și ți-au închis ușa? Și nu mai vor să stea de vorbă cu tine și te ignoră total? Poate ești o mamă, poate ești un tată care experimentează asta în raport cu copiii tăi. Poate că e vorba de fratele tău, Poate că e vorba de un prieten pe care, pentru care ai făcut mai mult decât ai făcut pentru tine în viață și te o respins la un moment dat. Ascultă-mă, am învățat în această zi ce să faci când ești respins de oameni. Și toate soluțiile, dar mei, sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să se atingă de noi, să ne vindece rănile și să facem ce ne-a cerut Dumnezeu. Păi îi provoc la rugăciune.